Din nou vă salut din Gurj. Astăzi este 2 aprilie, duminică, în jur de ora, cred, 13, 14, nu m-am uitat la ceas. Mă aflu pe vatra mea, să zic așa, principală, cum am spus de atâtea ori. Aici am înflorit porumbarul și eram curios să văd și eu dacă albinele îl vizitează cât de cât, pentru că am văzut niște postări în care s-a afirmat că există polen de porumbar. O văd aici o singură, cred că albină, care se duce pe floarea de porumbar, într-adevăr adună polen, dar foarte puține. Cred că trebuie să spun câteva lucruri despre stupină și despre ce s-a întâmplat pe la mine, pentru că foarte mulți din breaslă, să zic așa, au afirmat că voi pierde familiile, că n-am avut grijă de ei, că n-am pus miere cât trebuie în toamnă. Ei, pot să spun că stau foarte bine, mult mai bine decât credeau eu că se va întâmpla în această primăvară, cu toate că acum, în urma episoadelor de vreme rea, parcă am fost puțin speriat, dar ce este important, că am familiile în viață. Din circa 230, mai am 210, pentru că în jur de 15-20 de familii a trebuit să le unific. A fost o foarte mare problemă cu mărcile în această primăvară. N-aș putea să spun exact cauza, cu toate că a fost o primăvară destul de blândă și am avut pierdere la măci. Acum văd că albinele s-a mai liniștit. A fost mai devreme un culeș și mai puternic. Aduc polen la greu. Avem deja lateralele și rame pline cu păstură. O să desfacă, bineînțeles, și familii. Vreau să spun că, în general, în viața de zi cu zi, cred că se știe treaba aceasta, nu mor caii când vor câinii. Eu am refuzat să mai postez, acum îmi caut un loc în care să mă aștept să spun câteva cuvinte mai clar exprimate, pentru că văd că se țin câteva albine de mine și bat la cameră aici, la telefon, și nu pot să mă opresc, dar uite, o iau mai încolo. Vreau să arăt că avem porumbar, deci avem pe aici pe sus și corcoduș înflorit, dar la noi aici în zonă n-a florit prunul și ca peste tot să anunțe câteva zile, spuneam, iar răcoroase, ceea ce iar probabil va fi o stagnare, nu știu cât de lungă. Pe unele aplicații spun că decât marți și miercuri ar fi frig, mâine este mai bine și acum, spuneam din toamnă că eu aș vrea să vând în jur de 100 de familii, pentru că am peste 200 și acum stupii sunt destul de bine față de ce credeam eu că se va întâmpla. Ce este de spus și cred că este foarte important, faptul că am spus de atâtea ori, eu nu am puiet văros, n-am avut și nici n-am dat la nimeni stupi bolnavi
sau cineva să-mi comenteze după ce am vândut că am puietă văros în familie de albine. Spuneam despre cei care cântau, să zic așa, prohodul prin iarnă, prin ianuarie, atunci când eu spuneam că n-am miere la stupi, că problema se rezolvă într-un fel sau altul, pentru că e puțin mai mult de muncă și familiile își fac să o rânduiesc, să zic așa, foarte bine dacă sunt sănătoase și le dăm ce le trebuie, adică cât de cât miere, câte puțin, e mai mult de muncă. Eu le-am dat în principal apifonda, am spus, nu le-am dat turte proteice deloc și nu le voi da, pentru că în zona noastră aici este păpădie, este păstură de toamnă și nu am considerat niciodată că dacă eu pun la 1 februarie sau la 1 martie pun turtă proteică, vezi, Doamne, peste 21 de zile atunci când trebuie să eclozeze albina, are și mii de albine. Nu e adevărat. Deci la 21 de zile după ce se pune turta proteică, nu ies albinele care ar avea ca efect creșterea pontei măcii, pentru că sunt rame cu puiet care au fost depuse mai devreme. Pentru că ele se organizează în funcție de putere, de calitatea măcii, de sănătatea albinei, de alți factori de temperatură care influențează, spuneam, ponta măcii și evoluția familiei. Mi-am pus masca pentru că, fiind un cules cât de cât de întreținere pe aici, albinele se agită atunci când te lovesc, te și înțeapă, ceea ce e îmbucurător pentru mine, pentru că indică o activitate care ar fi, să zic așa, normală la această dată. Am spus și repet că voi vinde niște familii. Eu am vândut acum 2 ani 130, peste 100, nu mă știu, țin minte exact, dar în general caut să vând mai multe odată, pentru că știți cum e. E mai complicat să vin astăzi 3, mâine 4 și așa mai departe. Și m-ar interesa să vând și cu cutie, pentru că am destul de multe cutii și m-aș reduce la 100 de familii. Deci ce ar mai fi de spus la această dată, că văd și eu pe grupuri și am văzut că se continuă acea spargere de cuib cu rame artificiale, rame noi, și asta ar însemna o dezvoltare a familiilor în concepția unora sau altora. Sau, să zic așa, unii spun răspicat că fagole artificial aduce sănătate. O fi așa, dar ne aduce și boală acum în primăvară și trebuie să spun celor care se grăbesc, mai ales celor care sunt la început de drum pe această activitate, că am mai afirmat și prin comentarii pe undeva că dezvoltarea necontrolată a cuiburilor de familie primăvara, indiferent, dar în special cu ramă artificială care se comportă ca un perete, să zic așa, ca un loc în care albinele întâlnesc un zid atunci când vine frigul, acea ramă artificială duce sigur la răcirea puietului și declanșează, chiar dacă puietul văros în familia respectivă este în stare inactivă, poate să fie un declanșator răcirea puietului. Acel puiet răcit, care o să vedeți că o să apară comentarii, deja eu am văzut, după la sfârșitul săptămânii viitoare o să apară apicultori care o să spună că a apărut larve moarte la ordine, și pentru că acea extindere necontrolată sau forțarea familiilor de albine acum primăvara, fără să se schimbe generația de albină bătrână, la un moment de frig nu va mai putea acoperi tot puietul și în general albinele vor sta pe puietul căpăcit
și puietul arvară în stare mare va muri, cel din margine, și îl vor scoate la urdiniș. Acum voi deschide, nici nu știu, pe aici eu am afumătorul acolo, cred că am mai umblat la aia pe acolo, să iau afumătorul să vin aici. Încep, dar e cam distanță mare aici de la cameră, hai să mă duc totuși acolo. Familiile, eu nu am umblat în familie să văd cam câtă miere au strâns, dar trebuie să spun că le-am dat de cel puțin 3 ori sirop, afară de Apifonda. Acum voi desface pesta primul, voi desface mai mulți, nu m-am uitat la el. În principal eu am venit acum, fiind duminică, să mă uit dacă a luat siropul, pentru că am început să le dau sirop la hrănitor. Pentru mine, la atâtea familie, este complicat să dau la pungă. Cam așa arată cam toate familiile mele, 4-5 rame la această dată. Nu le extind pentru că n-am făcut niciodată și nu voi face acest lucru. Ceea ce vreau să spun este că înainte de culesul de rapiță, vreau să egalizez într-un fel familiile, pentru că sunt unele și mai mari. M-am dus să iau o daltă pentru că cealaltă nu știu exact unde am pus-o. Revin la familie, deci spuneam că este pe 5 rame. Probabil are pe 3 rame, s-ar putea să aibă puiet. Nu știu nici eu exact, dar siropul a luat din hrănitor. Apropo, vreau să spun și un lucru care îl spun de fiecare dată. Așa cum se vede pe aici, este destul de bine și miere și păstură. Foarte multă lume vor încerca să întrebe, domne, mărcile să fie de anul trecut, să nu fie de acum 2 ani, să nu fie de 3 ani, că eu vreau să iau familii cu mărci mai tineri, așa mai. Puietul este în regulă, așa cum se vede pe aici. Este compact, deci o ramă. A, din centru nu mai scot care, sigur. Să scot pe cealaltă. Să vedem dacă are pe 3 rame. Cam pe 3 rame trebuie să aibă, da. Are pe 3 rame puiet. Și puiet ca lumea. Când am întors rama, se cunoaște, a căzut și păstora. Ultima nu mai scot. Deci eu le-am făcut un tratament cu Scabatox pe fitil, dar pot să spun că n-am observat păduchi. N-am observat păduchi, spuneam, și nu că n-aș avea. Păduchi sunt în toate stupinile. Ceea ce este important la mine aici, sau să zic așa, la prin ce am trecut eu, este că familiile sunt sănătoase. Am curaj să plec, cred, pe la rapiță.
Anul ăsta aș vrea să mă duc. Peste o săptămână, când se preconizează care înflori rapița, o să mă iese din cuiet și voi merge cu 6 rame de albine, 7. Asta e prima ramă. Păstură blocată aici. Miere, miere, sirop și la fel, cuiet, căpăcit, zona asta e larvar pe aici, a apărut și puietul de trântor, văd că la ăsta, în cantitate sau să zic așa, mai mult, ceea ce indică și e logic să fie așa, de exemplu, familiile care încep să depună puiet de trântor în cantitate mai mare, în mod clar au matca mai bătrână. Vreau să spună apicultorilor de noapte care bâzâie continuu pe live-uri făcute la ore târzii, că nu sunt chiar așa ascultați sau chiar așa lăudați, cel puțin prin discuțiile pe care le-am avut și eu și pe care le mai port din când în când. Ăsta are și miere, are 4 rame de albină, nu are rost să-l mai desfac, este pentru că trebuie să mișc și hrănitorul. Vedeți, aceasta este dezavantajul hrănilor de vreme cu sirop în hrănitor, pentru că se mai ineacă câteva albine. Acesta n-a luat tot siropul, are o dezvoltare mai înceată, dar promite. Nu este o familie proastă. Acum, vreau să fiu foarte bine înțeles că eu nu pot să afirm că aș avea niște familii super puternice sau super dezvoltate la această dată. Totuși suntem la 1 aprilie, 2 aprilie, ceea ce încă nu este rezolvată problema schimbului de generații, deci nu s-a schimbat albina bătână în totalitate și acel puiet care va ieși după 3 rame, obligatoriu va face familia în 6-7 rame de albină, pentru că se va extinde puietul și va ecloza și albina tânără și va dispărea cea bătână. Deci spuneam despre cei care stau și, să zic așa, clocesc și îngrijesc albine noaptea. Pe mine nu mă deranjează și am spus de atâtea ori că suport la orice fel de comentarii, dar acum probabil se vor convinge că nu mi-au murit familiile, nu s-a întâmplat nimic deosebit, dar așa cum am spus și trebuie să mă repet, eu nu mă pot lăuda că am familii pe 9, pe 10 rame și trebuie ținut cont de un aspect, pentru că
Una este să ai peste 200 de familii și să ai și om angajat și să faci lucrurile la timp și să nu scape nicio zi cu căldură în care poți să faci ceva sau să deții controlul. Și e foarte importantă pentru a gestiona, mai ales acum primăvara, familie, pentru că se știe, cei care au experiență la atâtea familii, moare o matcă, își trage boci, rămâne fără matcă iarna. Aceste situații trebuie rezolvate într-un fel sau altul, pentru că la un moment dat apare furtișagul în momentul hrănirilor și avem probleme. Și chiar că nu ne putem baza pe familiile respective în niciun fel, decât să le unificăm, să le dăm matcă, dacă se zice așa, că avem la rezervă sau roiuri mai slabi, dar sunt probleme. Eu trebuie să spun că nu am reușit până la această oră să umblu prin familiile, prin toate familiile, să văd situația exactă. Unde am văzut că nu ia sirop, unde am văzut că nu aduc polen la ordiniși, unde am văzut că nu există activitate de albine la ordiniși, am intervenit, am observat și am rezolvat problema. Dar sunt ferm convins că sunt familii care și eu voi mai găsi sigur, sigur, în mod sigur, 100%, care le mor mățile și acum în primăvară, sau au matcă trântoriță, sau au oată albină în ianuarie și acum la sfârșit de martie matca nu mai e bună și și-a tras botcă și gata, e pierdută, nu se mai poate valorifica la culeț. Deci aceste probleme apar atunci când nu avem controlul la mățci, și aici trebuie să recunosc că eu nu l-am. Asta este. E mult de muncă. Una să ai 30 de familii și să știi mățile în fiecare an de unde le ai și cum le ai, și una să ai 200 de familii. Dar recomandarea mea este să ținem familii când ne țin punga, puterea și cât avem timp, pentru că sunt probleme. Vedeți, eu am mai spus pe grup, pe sfatul în apicultură, că fermierii primesc subvenție pe vacă, pe capră, pe porc, pe ce să mai dă. Acum culturile agricole vor primi subvenție pe directă, pe, sau sprijin direct, mai bine zis, pe producători sau pe fermieri, pentru că au fost afectați de importul de miere din Ucraina. Despre apicultură nu se spune nimic. Și ce este deranjant, și pe mine mă deranjează cel mai mult, indiferent că nu se dă un sprijin, dar nimeni din Ministerul Agriculturii sau din marile noastre asociații nu vin și să recunoască public, sau să, am mai spus treaba asta, să spună către populație: dom'le, albinele, pe lângă faptul că produc miere, au un mare avantaj în dezvoltarea agriculturii și în creșterea producțiilor, pentru că să știe, majoritatea trebuie să știe, și nu cred că nu știu cei pe la minister sau prin conducerile asociațiilor, că America plătește familia de albine pentru polenizare. La noi am ajuns anul trecut, și mod sigur, cred că am informații sigure, prin sudul Doljului, pe acolo, prin către Calafat, pe undeva, există un fermier care, da, domne, ia bani ca să amplăsesc stupii, nu ia, nu te plătește pe tine că te duci cu stupii să-i polenizezi cultura de floarea soarelui. Noi suntem pe dos. Acum, de ce n-ar putea să facă, cum spună guvernanții, să facă un efort? Că e așa, se exprimă tot timpul. Facem un efort, așa, guvernamental sau statal, și, domne, hai să dăm și noi un sprijin, pentru că să știe că apiculturii, în primăvară, că acum sunt probleme și au fost, deja cine a putut, a putut, cine nu, s-a dus albinele, pentru că zaharul e 6 lei, F-ul 40 5 lei și nu mai vorbesc de turte. Cine și-a permis, a băgat, dar am văzut că mulți zic că nu mai bagă niciodată, asta e. Probabil se va înțelege, și eu am spus de atâtea ori, că turta proteică, care este foarte scumpă, este consumată datorită glucidelor, datorită zaharului, nu datorită proteinei. Aia este fix, fix, ce spunei acolo, 15% sau 10% pun drojdie de bere și colorant, sau ce pun pe acolo, făină de soia degresată, sau ce mai pun, adaosuri de polen, adică adaosuri, urme de polen. Așa că mai încet cu filozofia apicolă, că foarte mulți, mai ales în zona crescătorilor de mățci, am observat, sunt mulți filozofi
care să pricepe, să pricepe exact și mai ales cu F0, F1 și culmea culmilor care pe mine m-a deranjat cel mai mult și probabil pe mai mulți care să pricep la tehnologia creșterii măcilor. Există pepiniere de măci, de creșterea măcilor, să spunem așa. Domne, vând măci, măci carpatine, buckfast, carnica, cred că vând și lingusta, ei pe vatra respectivă cresc cum vrea apicultorul. Adică mai exact cum fac cei care produc berea. Dacă pe litoral se cere bere Ursus și nu vor Golden, vine directorul fabricii și spune așa, băi, ia schimbați pe linie eticheta, mă, puneți Ursus. Așa și la cei care produc măci. O văd puțin mai neagră, matca zică, băi, asta e carnica. O văd cu inelele mai galbene, băi, e buckfast asta. Așa că la noi n-ai cum să faci un control pe măci. Ăsta, cum se vede, este albina în hrănitor. Acum a terminat siropul. Eu le-am pus ieri de dimineață, dacă nu mă înșel, dar ieri a fost foarte frig și nu au luat, n-au avut cum să ia, astăzi a luat și le voi pune iar acum. Avem rame blocate cu păstură în margine. Puiet compact care promite. Este și albina eclozată. Este și aici matca. Asta este prima, a de la mijloc nu mă mai uit, și pe urmă ultima, trei rame sigur trebuie să aibă. Auto și pe a treia, că e mai puțin, dar este. Spuneam că asta este situația la mine. La toate familiile de albine. Deci eu am aici pe vatră în jur de 100, 3, 4, 5, nu mai știu exact de familii, pe cealaltă vatră, ba nu, aici am 110, pe cealaltă am 90 și ceva, care toate sunt cam la fel. Într-un fel sau altul, dacă nu le voi egaliza. Ce este și aici? E tot la fel, albinele așteaptă siropul. Cinci rame. Nici nu-l mai desfac. N-are rost să lungesc acum, cum spun fiecare, am și familii care sunt mai bune. Nu știu, pe aici pe 5-6, dar i-am văzut eu că sunt mai albină mai multă. Ăsta deja a luat tot 5 rame. Dar se văd albinele. Că sunt intervalele complete și albina e mare, sănătoasă, nu sunt probleme cu
Uie tuvăros. Nu am probleme cu... Nosema. Cu același lucru. Să iau fitilul ăsta, să-l pun mai în margine, în partea cealaltă. Tot albiț, să cunoaște că albesc pe aici fagurii de la sirop, de la hrăniri. Este foarte important ca pe vatră să ținem familii cât de cât apropiate ca și mărime, să zic așa, ca și dezvoltare, pentru că eu le țin strânse. Asta este, am spus de fiecare dată, n-am iernat familii decât pe 6, pe 7 rame, pentru că toamna le las pe 8 și când umblu, mai către iarnă, reduc o ramă de lateral și până las aproximativ primăvara, când umblu în ei, văd că e un spațiu liber, reduc o ramă și acum las pentru că ele au unde să se extindă în spate pe toată rama. O vor debloca și păstura și se vor extinde cu puietul. Spuneam că, ca să fiu foarte bine înțeles și să se înțeleagă, primăvara nicio familie de albine nu se dezvoltă dacă nu are matca bună. În general, spuneam că cei care vor să cumpere familii de albine, zic așa, și să repet din nou, matca să fie de anul trecut și sau de 2 ani și că să fiu eu sigur că nu o schimb sau că e bună și mă ține ca și pantofii. Dai un ban, dar te ține. Într-adevăr, eu recunosc că și trebuie spus că omul când vrea să cumpere, scoate un ban, dar nu se dezvoltă nicio familie de albine dacă nu sunt mățile bune. Familie de albine care nu se dezvoltă, rămân în urmă și deci n-au matca bună. Cine vrea să cumpere familii, după asta se uită, după puterea stupului sau după cantitatea de puiet, cât albină este, indiferent pe câte rame este, să nu credeți că dacă matca este de anul trecut și familia a intrat mai slăbuță sau fără mâncare sau într-un context în care și eu am pățit și sunt ferm convins că foarte multă lume a pățit acest lucru. Pe toamnă, chiar dacă a plouat prin august și septembrie, nu a mai fost cules la noi în zonă, eu n-am fost la Foarea Soarelui și recent am și vorbit cu cineva care nu are pur și simplu miere în stupi. Deci ne ținem cu mierea cu siropul pe ei și sunt foarte multe cheltuieli. Eu am văzut că există cereri foarte mari pe internet de familii de albine. Este adevărat că s-a dat drumul la proiecte și este adevărat că trebuie să ținem cont că un proiect de almare la care e neapărat nevoie de 170 de familii, dar pentru cei care vor să se înhame la așa ceva, trebuie să știe că nu trebuie neapărat să aibă 170 de familii, poți să aibă și 100, dar restul compensează acele unități de care au nevoie pentru a face mărimea exploatației cu altceva, cu culturi, cu pomi, cu animale, cu ce mai au prin gospodărie, că și acolo se adună. În fine, nu vreau să discut despre proiecte acum, dar este adevărat că trebuie să spunem 100.000 de euro dacă se dă pe, nu mai știu exact, cred că 100.000 s-a anunțat pe tinerii fermieri cu 75% avans și 50.000 de euro pentru dezvoltarea micilor fermierilor care au vârsta depășită de 40 de ani și care sunt ferme mici. Acei 50.000 de euro cu cofinanțare 15% sunt niște bani pe care se încasează, așa că investiția în familii de albine se poate recupera. Așa că eu nu cred că în această primăvară cineva va vinde familii de albine sub 400 de ron în funcție de putere. O există cazuri care... în care, să zic așa, sunt și familii mai slăbuțe care se dau la grămadă și una peste alta probabil vor ajunge la 350, nu știu, 300, nici nu m-ar interesa, dar adevărul este că, și vreau să spun foarte cinstit, că eu vreau să plec la rapiță și mă bate gândul să vând niște familii de albine sau cine este interesată înainte de salcâm, pentru că
atunci familiile sunt dezvoltate și altfel vorbim lângă un stup față de ceea ce putem vorbi acum, pentru că mulți vin și spun, da, domnule, dar eu vreau pe 5 rame cu puiet, pe 4 cel puțin, și să fie plin cu albină, să mă dusă. Păi, nene, du-te și fă tu, pentru că revin la cei apicultori care anul trecut pe primăvară, că n-am uitat, a pus 4 feluri de turte proteice, pe un rând așa, le-a pus și de aia și de aia și tot nu s-a dezvoltat. Acum sunt o grămadă de apicultori care trebuie să-și aducă aminte că în toamnă au pus turte proteice să dezvolte populația de albină și să intre cu familii puternice în iarnă. Acum eu nu am văzut un videoclip sau o postare pe grupuri în care să spună cineva, domne, eu am pus turtă proteică în octombrie, noiembrie și uite, am familii pe 10 rame acum, sau pe 8, sau pe 7, sau pe 6, să zicem, pline de albine. Nu e adevărat. Ăștia sunt impresii și oameni care nu își fac niște calcule economice în care să spună așa, domne, una este să bagi bani, să zicem așa, în 20 de familii sau în 10 sau în 30 sau în 5 și una este să bagi în peste 100 de familii. E o diferență foarte mare. E vorba de buget aici. E vorba de activitate. Acum, cum să spun, te duci zilnic și vinzi miere cu borcanul și scoți niște bani sau ai o posibilitate în care să faci un venit... Să faci un venit cât de cât bunicel, că cu asta te ocupi, nu mai ai altă activitate. Îți permiți, pentru că ce se întâmplă? Vin culesurile principale și trebuie investit în stup, pentru că urmează să recoltezi niște miere pe care trebuie să o valorifici la toamnă, la iarnă. Ce faci dacă nu bagi bani în hrană? Așa că cei care... recomandă sau prezintă fel și fel de turte sub reclame pe care eu sunt ferm convins că acele turte care circulă preponderent la noi în țară pe baza unor reclame făcute pe internet pot să circule sau pot să fie livrate și, cum se zice în mod popular, pe caiet, adică cu plata la 60 de zile sau eu știu. Și n-ar fi ciudat sau n-ar fi la locul lui, este asta afaceri de marketing, de management al firmei, asta este. Dar revenind la investițiile în apicultură, este o oportunitate pentru cei care vând familii, este o oportunitate pentru cei care vor să ia fonduri europene, este o oportunitate pentru cei care vor să se apuce de apicultură, dar asta este. A fost greu, eu nu cred că... situația din primăvara asta și mă uit și eu pe la apicultorii care, să zicem așa, postează de mai mult timp și au familii mai multe. Situația a fost și este deja complicată. Nu știu fenomenul, nu pot să spun exact, că n-am cum să-mi dau seama, dar de ce familiile, cu toate că a fost o vreme mai bună, a avut un start mai dificil și cu toate turtele proteicele făcute în casă, cu ulei, cu făine, cu ce mai pun acolo, piniele, cu tot felul, am văzut și cu nu știu ce, glucoză sau nu știu ce care curgea, sau nu știu ce a fost aia, că experimente se fac în continuare și este un lucru normal, nu e ceva de speriat sau ceva de... Eu pot decât tot la fel să recomand în continuare ca fiecare să facă mai puține experiențe dacă au stup puțin, pentru că sunt probleme și iar probleme. Sunt și eu, mai am câte o problemă care nu știu să-i dau de capăt, dar asta este. Pentru noi, la 200 de familii, că pierzi 20 de familii, 30, nu este o problemă, că stupii se fac foarte ușor. Și problema la noi, în general, în apicultură, că a ajuns să se țină cu cheltuială mare, cu cheltuială chiar foarte mare, cu transportul, cu motorinele, cu tot felul de chestii care te apasă și te enervează și asta este. Așa că nu mai revin să spun că
mă deranjează cei care bat apa în piu așa aiurea, dar n-am vrut să mai fac un videoclip. Când am vrut, a cam plouat. Acum este bine. Deci, dar mâine să strică vremea. Eu am pe aici familiile în regulă. Toată stupina este, așa cum se vede, aproape completă. Nu este niciun fel de problemă. Cutiile sunt pe poziție. Nu pot să spun că gata, m-a afectat pe mine mortalitatea în această primăvară. Nu. Este ceva de care am mai pățit și albinele aduc polen continuu. E circulație bună și la această oră și cred că vom scoate într-un fel sau altul, o vom scoate la capăt. Nu știu, aici am o familie, chiar că mi-am adus aminte. Nu că bună. Foarte bună. E pe 3-6 rame, dar e plină. Familii care, din care voi lua câte o ramă de puiet, mă sigur, pentru că trebuie să ajut pe altele care au pornire, familii de albine care au pornire, nu voi ajuta niciodată și nu se va face niciodată, nimeni nu va ajuta o familie slabă care e sortită pe irii, pentru că aceea trebuie să-i schimbăm matca. Facem boș de creștere artificială, îi schimb matca și asta este. Ca să o redresăm anul acesta. Până data viitoare, eu cred că am spus câteva lucruri despre această primăvară, despre hrăniri, ce e important că acum la această oră trebuie dat sirop. Sirop puțin și des, cine are posibilitatea să facă din două în două zile hrăniri cu sirop puțin, adică puțin în sensul că trebuie dat tot timpul sirop cât să fie și luat până când se dă data viitoare, să nu rămână în hrănituri. Albinele se învață și de-abia așteaptă, stau în hrănituri și de-abia așteaptă ca și animalele fermierilor, cum le dau la grajdi, fânul sau lucerna. Așa și la noi în apicultură, acum albinele așteaptă siropul ca o mană cerească, pentru că consumul este foarte mare la această dată, creșterea de puiet este foarte mare și mai ales datorită creșterii temperaturilor și a polenului din natură. Până data viitoare, eu vă spun la revedere din Gorj și să auzim numai de bine.